Uitați-vă ce vreau să vă arăt. Deci am făcut friptura și acum îl voi curăța cu apă, el e cald. Uitați ce rămâne și ce culoare are apa. E aproape de negru. Și nu e de la grill, e de la carne. Grilul a fost perfect curat, e din dur aluminiu și nu ruginește. Tot ce e aici este rămas de la carne. Și când faceți friptură în grile teflonate, grilul rămâne perfect curat. Și toată chestia asta o să vă arăt acum când arunc la canal. Uitați. Vedeți, a fost plin de chestii de genul ăsta. Trebuie curățat mai bine, bineînțeles, trebuie curățat. De aceea grilul din teflon, cu teflon, acoperite cu teflon, sunt o mizerie. Și astea, chiar dacă pare ciudat ceea ce susțin eu aici, sunt cele mai bune, cele mai sănătoase. Pentru că te protejează de... Ați văzut de ce? De o grămadă de mizerie din carne. Ne auzim. Vă salut!